În anul școlar 2015-2016, Centrul Județean de Excelență Neamț cu sediu la Colegiul Național Petru Rareș din Piatra Neamț organizează cursuri pentru nivelul gimnazial și liceal la următoarele discipline: matematică, fizică, astronomie, informatică, TIC, chimie, limba română, discipline socio-umane, religie, istorie, geografie, biologie, educație tehnologică și electronică, automatizări. În etapa 1 din luna iunie au fost selectați 343 de elevi, iar în cea de-a doua vor fi selectați aproximativ 300 de elevi. Scopul activității elevilor selectați capabili de performanțe înalte este pregătirea pentru participarea la olimpiade, concursuri școlare, extrașcolare, județene și naționale. Pregătirea tinerilor capabili de performanță se va face în grupe de excelență, pe an de studiu și discipline, numărul de elevi dintr-o grupă fiind de minim 8 și maxim 15. Pregătirea elevilor se va face în timpul anului școlar, în zilele de sâmbătă, în săptămâna dinaintea vacanțelor școlare și în timpul vacanțelor, în cadrul unor ședințe de 3-4 ore. Depunerea dosarului de înscriere se face în perioada 17-21 septembrie la Secretariatul Școlii de Proveniență. Trimiterea dosarelor de către unitatea școlară însoțită de o adeverință colectivă pentru toți elevii solicitanți se depune la Centrul Județean de Excelență Neamț pe data de 22 septembrie 2015. Se vor lua în considerare rezultate obținute în ultimii 2 ani școlari încheiați, precum și desemnări făcute de profesori cu competențe în disciplina solicitată. La disciplinele care nu au fost studiate în anul școlar anterior vor fi punctate rezultatele obținute la discipline înrudite în ultimii 2 ani școlari. Activitatea pe grupe va începe din luna octombrie. Elevii care se retrag pe parcursul anului școlar vor fi înlocuiți cu cei de pe lista de rezervă.